Dar și nu v-am regăsit la un clip. Am să fac un unboxing la aceste Animatera. Am 18 Animatera. Arată așa, le câștigat în Kaufland. Mi-am cumpărat ieri ceva de 200 de lei. 207 lei. Și azi vreau să fac un unboxing, aduceți numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, da, 18. Să începem. Te voi lăsa în pat. Mamă, ce ele sunt. Voi începe cu prima Animatera. Prima nenorocire este 57 cârtița. Și dacă am toate piesele, pot încerc să fac și puzzle-ul. Următoarea. Am la greu ce mai deschid. Am câștigat un castor număr 39. Ah, da, și pe spate se numește cu Kaufland. Cârtița. Am 15. Mai am leopard, dar nu știu ce e numărul 17. Tot am dublă. Sper că nu am dublă. Ce, mamă, ce bine. Mi-a picat cerbul. Sper că-mi pică și mie startul, măcar. Sau finish-ul. Este o gâscă sălbatică, număr 38. Uite, mai mă dăm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Oh, mai am un șuric, deja deși să-i... 17 și cu asta 18. Mă, cât de repede am deschis-o. Este un pinguin. Nu știu ce este. Este numărul 37. Nu voi pune pe cele care nu l-am desfăcut. Oh, ce tare. Un coloz de mare. Și l-am și pe 57. Și vreau să văd acum cum vine. A, gata. Am făcut. Să vedem acum. Da. 3. De fapt, 5 dintre ele le voi păstra. 2. 4. 5. De acestea 5 le voi păstra. Nu vreau să le desfac. Le voi ține amintire. Deci mă desfac fix 5. Deci am jucat până acum 8. De-asta. Nu știu ce animal ăsta, cred că e porc mistreț. Măcar sunt pice 35 sau 36. 16 nu luam, dar am 17. Gata. Sper să-mi pice și câinele acela husky, number 3. Ultimul va fi cu noroc. Husky, oh, 13. Am 14. Mamă, după 13 vine 14, după 14 vine 15. 15 minute, că am și mai am doar 2. Și mai am acolo 5, dar nu le voi desface. Le voi ține și o amintire. Doamne,
ficou pinguim. Não é mentira. Dar a bisca, mas eu nunca tinha. Tipo, você não levou isso, Fati, hein? Deixa eu estar. Fati, se le voi băga la colecție, vreau să rămână amintire. A, dar vreau să vă arăt și mini shop-urile de la Lidl. De acelea n-am putut să fac unboxing, sigur, pentru că nu m-am putut să obține, deci mă duc să-l iau. Bun, am revenit și voi începe cu toate mini shop-urile mele. Am una, două, trei, patru, cinci, șase, am 16 animatera. Nici eu voi începe întâi cu această pizza. Am câștigat-o nu știu când. Am lapte. Am Krusty Krok. Adică un fel de Pringles. Mai am niște Fish Figures. Mai am detergent Lil, este cel mai, aproape cel mai rar. Cel mai rare sunt ouăle. Am aici niște șervețele. Am aici un conservă cu ton. Mai am aici niște clasic expresso, cafea. Mai am aici niște dubluri cu creme gust. Pe spate este așa. Am dublură. Mai am niște... Mai am niște biscuiți. Dar mi s-au rupt aici acum. Mai am și aici niște stixuri. Și aproape ultimele produse ale mele mini shop. Da, astea sunt. Mai am niște mini mix înghețată. Mai am niște lapte Pilos. Mai am niște alune și mai am niște spaghetti. Și acum am foarte multe, am și spaghetti și animatera, așa am de toate, fraților. Da, fraților. Bă, da, păcat că n-am și o 15. La asta am oftic eu cel mai mult, că n-am 15. Poate l-am aici, le bag la colecția mea de amintiri. Da. Un fel de Robin Hood. Da, un fel de Batman. Mă duc să arunc aceste mungâte de animatera, revin imediat. Gata, am revenit. Și da, cam acesta a fost episodul de azi. Aici am toate mini shop-urile și pe măsură am toate animatera. Adică astea. Și da, v-am zis, mi-au rămas încă astea 5. Acum uit la Gumball. Și nu știu unde le rod. Da, la 4 am meci, deci... Stai... Este 2 și un sfert. Adică peste... Dacă e și un sfert, să zicem că e și 20, peste... 4... Peste 30 de minute trebuie să mă îmbrac eu. Fapt 20. Peste 20 de minute trebuie să fiu gata! Ce mă bucur că am atât animatera. Bun, și am avut niște animatera, dar le-am vândut la școală. Cu aceste mini shop-uri le-am dat și am strâns 22 de lei. Ce cele mele mini shop-uri și animatera. Este a patra oară când primesc animatera. Într-o zi am primit și 42 de animatera. Da, azi le-am dat finei mele, mai mici.
Ei parcă să le bage în gură să, să nu știu ce să facă, să le arunce, să le știe să facă puzzle. Și îmi voi lua și harta animatera și îmi voi lua și acel frigider pentru aceste mini shop-uri. Da. Îmi place mai mult spaghetti, să le pipăi așa. Și am aici o agrafă în care o desfac. Bac pe... O desfac și bag pe aici. Și după aia o pipăi. Pentru că, e, cum să zic eu, o strânge și vine mult mai mult aia și poți să pipăi mai bine. Dacă vreți spaghetti, luați de spaghetti, fraților, o. Eu știu, mă, să le bag și așa cum pot eu. Că le bag într-un pahar din acela pentru... Pentru pensule, pentru școală, știi? Cred că știți de care zic. Îmi place și aceste două mini shop-uri. Îmi place laptele și crustin. Astea două sunt la egalitate. Fac reclamă la lapte Pilos, este un lapte foarte bun. Fac reclamă la Pilos. Ce dacă n-aș face? Da, fac reclamă la Pilos. Și cred că peste câteva zile vreau să-mi iau o pendamă. Sau dacă nu vreau, o să fac un unboxing la o kendamă de-a mea. O să-mi iau o kendamă de la Home. Și da, am ținut de, cred că am ținut 12, 11 minute, 10 minute, cred. Și da, nu vreau să mai țină mult și... Cum să pun mă, eu să mă văd mai bine, e mă să pun și astea, și mă, uite mă, așa vezi că pot, bă, vedeți mă că pot, ce nu pot mă, eu sunt Barosanu, animatera. Dar nu știu, mă uit încă la televizor. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați, veți avea pe undeva pe aici un link. O să fac o promovare la la un prieten al meu, se nume, o prietenă de-a mea se numește Erica, Erica Păpuși Drăguțe. De fapt nu e Erica, Erica. Erica Păpuși Drăguțe, am ajuns așa. Erica Păpuși Drăguțe. Și mi-aș dori să vă abonați la ea. Are puțin abonat, filmează destul de bine. Are de-abia 7 ani. Și da, vreau să vă abonați la ea, este o youtuberă foarte bună. Am apărut și în vreo 2 sau 3 videouri, că am zis eu Nick, over the Nick. Și mai este fata aceea, Daria. Cred că are și un canal, nu știu. A, da, și să vă abonați. Așa, vreau să fac și o promovare lui Adi Creangă. I-am mai făcut odată. Dar nu-i mai fac. Dar zic să vă abonați. Și da, eu am fost Andrei, nu uitați să lăsați un like, am mai zis o dată, să vă abonați. Să lăsați în comentarii ce vreți să fac, dacă vreți să fac acela unboxing la kendama. Cred că în weekend, de fapt, luni, eu am săptămână altfel și cred că o să filmez când mă duc în parcul Zăvoi. Nu o să filmez atât de mult, o să mă duc și într-un colț să mă vadă lumea și o să filmez. O să stau de vorbă cu Albert, cel care îl cunosc pe Albert Ferrari, îl puteți vedea în video meu. O să-l postez sâmbătă sau duminică când am pus și o să-l editez. Și da, eu am fost Andrei, nu uitați să lăsați un like, dar stau bine și zic asta și pa!